Din toată inima, Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor și pentru noi aceasta este o mare bucurie și este nădejdea vieții noastre că într-o zi și noi vom fi cu El în slavă. De aceea spunem din toată inima, vino Doamne Iisuse! Frați și surori, în această zi, în timpul care a rămas, aș vrea să ne uităm puțin la pasajul acesta care a fost citit și aș vrea să mă alătur fratelui Paul să aduc câteva gânduri din ceea ce deja a fost adus înaintea noastră doar ca întăritură. Spune cuvântul lui Dumnezeu că păcatul este rușinea popoarelor. Într-adevăr, în vremea aceasta care trăim noi acum, păcatul este la rang de cinste, este socotit ca o virtute în ochii oamenilor lumești și tot ce este valoare biblică este aruncată și trântită la pământ, însă o vreme mai rușinată ca vremea aceasta, nu cred că a mai avut pământul acesta sau a mai avut când Dumnezeu a fost gata să-l nimicească pe vremea lui Noe, apoi în Sodoma și în Gomora și se repetă în societatea aceasta în care trăim noi, care merge cu pași iuți înspre păcat. Și aș vrea din toată inima ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi, să ne păzim de păcat și să trăim frumos ca niște copii al lui Dumnezeu care ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Frați și surori, în primul rând, primul gând care vreau să-l aduc înaintea noastră, aș vrea să înțelegem și să fie ca o avertizare că păcatul pândește la ușa oricui. Păcatul a intrat încă în grădina Edenului și diavolul nu s-a sfiat să îi ispitească pe această prima pereche și să încerce să le strice calea și mersul lor. Păcatul a bătut la ușa casei împăratului David și spune Biblia că diavolul răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Nu se va sfii să vină să mă ispitească pe mine, nu se va sfii să vină să ispitească pe cineva din locul acesta, ci păcatul va încerca să pătrundă în viața oricărui om. De fapt, oamenii care sunt afară și zac în cel rău, diavolul oarecum îi relaxat pentru că îi are, dar lupta se dă aprigă împotriva aleșilor lui Dumnezeu și cuvântul spune că el caută să înghită, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. De aceea, pentru noi ca și credincioși, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să rămână vie în mintea noastră atitudinea aceasta și gândul acesta că lupta pe acest pământ nu se termină până, așa cum se spunea, în clipa când închidem ochii și plecăm de aici. În momentul în care începe să apară relaxare în viața noastră și nu ne mai luptăm în acest război spiritual, nu înseamnă că diavolul se va relaxa și el împotriva noastră și o va lăsa mai moale, dar lupta va fi ferventă împotriva copiilor lui Dumnezeu. Uitați-vă, dacă deschideți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat în cartea Matei, capitolul 24, spune Domnul Iisus despre această lecție a vegherii care trebuie să fie la inima noastră a tuturor și spune așa: ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa, adică veghind asupra lucrului încredințat lui. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Noi suntem, spune cuvântul lui Dumnezeu, niște ispravnici care am primit din partea lui Dumnezeu chemarea aceasta cerească și harul de a veghea asupra caselor noastre, de a veghea împreună asupra unii altora, de a veghea asupra cuvântului lui Dumnezeu. Și nouă ni s-a încredințat, dacă veți, avuția aceasta a Tatălui. Însă Biblia ne arată Domnul Iisus că poate să fie întâmplarea aceasta a unui ispravnic, a unui slugi care primește din partea lui Dumnezeu directive cum să trăiască și cum să se îngrijească și omul acesta începe în mintea lui, în inima lui să se relaxeze și spune: stăpânul meu zăbovește să vină, și purtarea lui începe să fie una diferită. Soarta acestui om va fi o soartă care nu va fi plăcută, la urmă spune cuvântul lui Dumnezeu. În vremea aceasta pe care o trăim noi, frați și surori,
Eu cred că suntem mai aproape decât atunci când am crezut, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, dacă zilele din urmă au început nu în anul 1948, atunci aș îndrăzni să spun că a început sfârșitul zilelor din urmă. Zilele din urmă spune cuvântul lui Dumnezeu că în Cartea Faptele Apostolilor, odată cu coborârea Duhului Sfânt, Apostolul Petru reia și citează ceea ce spune prorocul el și spune că aceasta este făgăduința spusă de el, iată că în zilele din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Ceea ce trăim noi dacă acum 2000 de ani începea acest sfârșit al zilelor, începea această sintagmă, zilele din urmă, zilele sfârșitului, noi care trăim după 2000 de ani distanță, putem să spunem cu adevărat că trăim sfârșitul zilelor din urmă. Și de aceea Domnul Iisus se adresează către noi și spune: ce vă spun vouă, spun tuturor, vegheați! Căci noi nu știm momentul când vine stăpânul, noi nu știm straja când are să apară, dar ferice de robul acela pe care stăpânul îl va găsi veghind în așteptarea lui. Și îmi doresc din toată inima ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să veghem. Păcatul, frați și surori, este acela care ne adoarme. Păcatul este acela care ne dezarmează. Păcatul este acela care ne relaxează și ne face să pierdem lupta. Deci s-a spus despre David, omul acesta care a început să se relaxeze pe plan spiritual. Să ne aducem aminte de un om cu altă chemare deosebită, Samson. Spune cuvântul Domnului că acest bărbat s-a născut printr-o făgăduință dumnezeiască. Și Dumnezeu avea de gând să folosească bărbatul acesta pentru a elibera copiii lui Israel. Însă omul acesta, cu toată capacitatea și înzestrarea pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu, la un moment dat a început să se relaxeze. A început să meargă acolo unde Duhul lui Dumnezeu nu îl trimitea. Avea un traseu bine stabilit între Țoria și Eștaol. A început să meargă și să caute iubirea în felul oamenilor. A ajuns să se căsătorească în lume și sigur că căsnicia lui nu a putut funcționa. Și la un moment dat ajunge să fie adormit pe genunchii unei femei prostituate pe nume Dalila, care îl dezarmează, îi află puterea tăriei, secretul acestui bărbat și omul acesta, alesul lui Dumnezeu, cel care moștenea făgăduințele lui Dumnezeu, ajunge să sfârșească ca o epavă. Și e trist lucrul acesta. Însă este o realitate că aceasta face păcatul din om. Când păcatul intră în om, îl duce atâta de josnic și apoi apare atâta remușcare. Apare atâta durere, apare atâta chin și de multe ori se pune întrebarea: Doamne, dar mai ierți, mai ridici? Și eu vreau să vă spun o veste bună în această dimineață, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al îndurării. Și David a trecut prin momentul acesta greu și ceea ce s-a întâmplat, vreau să intru în câteva detalii imediat, însă omul lui Dumnezeu David nu s-a pierdut mântuirea, pentru că apare în Evrei capitolul 11 la un moment dat printre eroii credinței. Și ce voi spune dacă ar fi să vorbesc despre Barak, Ieftaie, David, proroci și așa mai departe. Însă, ceea ce vreau să înțelegem, că în vremea aceasta pot să se ridice mulți oameni și să spună: Doamne, frate, dar și David a păcătuit și n-a fost iertat, nu-i David mântuit? Frați și surori, una este mântuirea pe care o dă Dumnezeu și alta sunt efectele păcatului care pătrund în viața noastră în urma păcătuirii. Da, David a fost mântuit și ceea ce a plătit David n-a fost un preț pentru a spăla vina lui. Și să vă spun o istorioară ca să înțelegem mai bine. Un boier avea un fecior și la un moment dat a făcut un ospăț acolo în sat. Și feciorul ăsta a pus mâna pe pușca boierului și a vrut să arate prietenilor lui cum funcționează arma aceasta de vânătoare. Și fără experiență a pus-o într-un stoc de fân, a tras un foc. Și sigur că la vremea aceea cum funcționa armele, s-a aprins stocul acesta, s-a aprins barna, s-a aprins gospodăria și scurt boierul acesta a început să-și piardă din averea lui.
Și spune la un moment dat că supărat tatăl acesta și-a chemat fiul și a dat o lecție, dacă vreți să înțelegeți, nu ca să plătească ceea ce a făcut, dar ca să învețe minte că nu poți să te joci cu focul, că focul arde și consecința este mare. De aceea oamenii care spun, mă voi juca cu păcatul, că oricum și David a căzut în păcat și a fost mântuit, eu nu știu să spun cât e harul ăsta lui Dumnezeu și cât îngăduie Dumnezeu. Pentru că în Biblie am găsit un om care n-a păcătuit ca David. Și dacă ați fi să mă întrebați pe mine, pentru mine păcatul acesta este foarte greu. Însă mă gândesc în 2 Samuel, capitolul 6, apare la un moment dat un om pe nume Uza, care este părtaș la o lucrare sfântă, însă pentru că este caracterizat de o lipsă de respect și de reverență și nu lucrează conform cuvântul lui Dumnezeu, când se transportă chivotul acela al mărturiei, Dumnezeu se aprinde de mânie și îl lovește pe omul acesta care moare pe loc și locul acela îi se pune numele Pereț Uza, ruperea lui Uza. Vă dați seama ce lovitură a primit bărbatul acesta dacă Dumnezeu l-a rupt, l-a sfâșiat pe loc. Iată că pentru David nu s-a întâmplat la fel și Domnul îi spune prin proroc, Domnul îți iartă păcatul, dar să știi, vei suferi că sunt niște efecte ale păcatului și ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească. Și sigur, frați și surori, există legea aceasta de acțiune și revers, acțiune și efect. Dacă iei un ciocan și bați niște cuie într-o bucată de lemn, cuiele acelea, la un moment dat, poți să le scoți de acolo, dar rămâne acolo o gaură care a fost făcută de cuiul acela. Exact asta se întâmplă în viața noastră când pătrunde păcatul. Dumnezeu ne pedepsește, și spune Cartea Evreilor, Dumnezeu ne pedepsește nu ca să ne pună pe noi să plătim păcatul, însă Dumnezeu face lucrul acesta ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Suferiți pedeapsa, spune Cartea Evreilor, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și la un moment dat, în viața lui David, apare pedeapsa din partea lui Dumnezeu. Și repet, nu ca o plată pe care Dumnezeu o așează pe David să-și plătească păcatul, pentru că păcatul se plătește doar prin sângele Domnului Iisus Hristos și El are valoare să ierte păcatul. Dar Dumnezeu aduce pedeapsa în viața lui David ca să-l învețe că păcatul doare. Ca să-l învețe că păcatul înseamnă despărțire de Dumnezeu. Ca să învețe că păcatul provoacă rană celor din jur. Și David spune, așa cum se menționa, Doamne, împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit, așa că vei fi fără vină în judecata Ta. Însă David, pe plan orizontal, a făcut victime multicolaterale. Însă el știe că păcatul, în primul rând, este o ofensă înaintea lui Dumnezeu. Eu doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să ne fie groază de rău. Cum spune Cartea Romanilor, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Și pentru că suntem în acest război spiritual, fraților, să ne ajute Dumnezeu să fim treji și veghiatori. Și Pavel, dând învățături tânărului Tit, îi spune la un moment dat, în Tit capitolul 2, spune că cei bătrâni să fie treji. De asemenea și surorile și tinerii, în casa lui Dumnezeu, toți trebuie să fie treji, pentru că lupta împotriva noastră este până la capăt, indiferent de vârstă. Sunt bătrâni care sunt ispitiți pe planul acesta și ei trebuie să fie treji. Și spun din toată inima, Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea și să lase pe noi, peste noi un duh de veghere. Ce frumos și ce cinste este că atunci când te uiți la omul lui Dumnezeu Iosif, care a vegheat și n-a lăsat păcatul să pătrundă în viața lui. Când vezi un asemenea caz, te umpli de bucurie și spui, Doamne, se mai poate. Mai sunt oameni care pot să se împotrivească păcatului. Trăim într-o vreme în care, tot mai mult, păcatul începe să facă ravagii. Și spun unii, frate, aș vrea să mă ridic, dar nu pot. Aș vrea, dar nu pot.
și mă întristez mult și plâng pentru asemenea cazuri și spun: Doamne, intervină Tu și schimbă situația. Dar ce mult mă bucur atunci când văd un tânăr, când văd un bărbat, când văd o femeie care se aseamnă cu Iosif, care știe să fugă de păcat, care nu stă să diluiască cu păcatul, pentru că știe că în lupta împotriva păcatului nu trebuie să te bați piept la piept cu el, trebuie să fugi, trebuie să te împotrivești. Și spune tot în Cartea Evreilor: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Adică să recunoști că inamicul acesta, păcatul pe care diavolul vrea să-l folosească, să-l aducă în viața ta, este un inamic atât de pervers și atât de grosolan, încât să înțelegi că lupta cu el e ca și cum te-ai lupta cu cineva și ți-ar face rane pe corpul tău și ar curge sângele din tine și tot nu trebuie să te lași. Cam asta ar trebui să fie atitudinea noastră cu lupta împotriva păcatului. Doamne, îndură-te Tu de noi. Frați și surori, luptele sau accidentele pe cale apar. Și Ioan spunea copilașilor: dorința mea e să nu păcătuiți. Dacă s-a întâmplat ceva, dacă s-a întâmplat un accident, și David nu cred că s-a sculat în ziua aceea cu gândul să păcătuiască. N-a fost o crimă sau un păcat premeditat cu câteva zile, săptămâni înainte. A fost o întâmplare nefavorabilă și o capcană în care omul acesta a căzut. Și lucrul acesta face mare, mare diferență. De aceea Maleahi spune: fiecare din voi să fie credincios nevestei din tinerețea lui, în primul rând la nivelul minții. Pentru că dacă sunt oameni care ajung să se complacă în mintea lor în fel de fel de gânduri și încep să piardă lupta la nivelul minții, restul este o procedură de timp și vor ajunge să fie infideli, pentru că lupta mai întâi la nivelul cugetului a fost pierdută în lupta cu vrăjmașul. De aceea, spune Apostolul Pavel, și noi, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Și Pavel spune: și cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. David nu cred că s-a trezit în dimineața aceea cu gândul că astăzi va păcătui, cu gândul că, ajungând să păcătuiască, se va gândi și mintea lui va scoate în evidență partea aceea atât de murdară a omului căzut în păcat, încât va trage cu o minciună altă minciună, cu un păcat alt păcat, și va ajunge să comită o crimă pentru a ascunde ceea ce a înfăptuit. Și Dumnezeu n-a fost de acord cu lucrul acesta. Dumnezeu, frați și surori, veghează și Dumnezeu stă pe tron. Și Dumnezeu e un Dumnezeu care nu poate să tăinuiască păcatul. De aceea spune cuvântul Domnului: suferiți pedeapsa. Pentru că dacă ne judecăm singuri și suntem pedepsiți pe pământul acesta, spune Cartea 1 Corinteni, nu suntem osândiți odată cu lumea. Și diavolul Dumnezeu să înțelegem că da, sunt efecte care ajung să doară în viața noastră, pentru că păcatul aduce durere. Însă Pavel spune, când e vorba de acel curvar din Cartea Corinteni, dacă îl dăm pe mâna satanei pentru ca trupul lui să fie prăpădit, totuși sufletul lui să fie mântuit în ziua aceea. Și o doresc din toată inima, mai presus de orice, Dumnezeu să ne mântuiască pe noi, să mântuiască familiile noastre, să mântuiască copiii noștri și nimeni din ceea ce este al nostru să nu rămână în Egiptul lumea acestea. Doamne, îndură-te Tu de noi. Pași înspre păcătuire, pași înspre cădere. În primul rând, așa cum se spunea, atunci când începe această relaxare și omul nu se mai luptă împotriva păcatului și nu veghează. Domnul să se îndure de noi. Apoi, momente propice pe care vrăjmașul le pregătește ca păcatul să poată avea loc. Și aici, frați și surori, ca și familiști, trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți. Și vreau să aduc o aplicație practică, să vorbesc puțin ce ar însemna pentru noi în zile de astăzi Urie la război și Batseba la scăldat. Urie, Hetitul și Batseba erau o familie și erau o familie care trebuiau să reziste tuturor atacurilor. Și chiar dacă vrăjmașul a vrut să distrugă familia aceasta și și-a atins scopul, totuși eu nu cred că Dumnezeu avea de gând ca o familie să se distrugă. Și eu cred în toată inima că Dumnezeu are interes pentru toate familiile care sunt în adunare și fac parte din poporul lui Dumnezeu să ajungă până la capăt. Dar aici revine responsabilitatea pentru fiecare dintre noi. Sunt familii în care bărbatul e la război. Urie e la război. Se luptă, e aproape să-și dea viața pentru poporul lui,
pentru pământul lui Israel, ca Dumnezeu să îndeplinească făgăduințele pentru David și casa lui. Și acasă, în loc să fie o soție care poate să stea pe genunchi, să plângă înaintea lui Dumnezeu, să spună: Doamne, bărbatul meu e la război, apără-l, Doamne, dă-i viață, Doamne, nu lăsa să fie omorât, Doamne, nu lăsa să fie biruit de vrăjmașul. Acasă există o femeie care nu veghează și nu este acolo unde ar trebui să fie. Eu spun așa, frați și surori, Dumnezeu în familiile în care ne-a așezat ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim veghetori asupra părții care ne-a fost încredințată nouă. Bărbatul la război, nevasta luptă cot la cot cu el. Se luptă nevasta pentru copii și bărbatul e prea obosit să se roage. Bărbatul vine poate după o săptămână de alergare și are și el nevoie poate să meargă la un fotbal, să se relaxeze, și femeia poate spală singur copilașii sau citește din Biblie cu ei singur sau îi pune singur la culcare. Nu-i corect, fraților. Dumnezeu, că ne-a așezat într-o familie, ne-a pus să ne luptăm împreună pentru fericirea casei noastre. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Nemia la un moment dat, când pericolul era împotriva poporului, la un moment dat poporul cu o mână ținea arma și cu o mână zidea. Și spune omului Dumnezeu: luptați-vă pentru voi, luptați-vă pentru casele voastre, luptați-vă pentru feciorii și pentru fetele voastre. Dacă ne luptăm, Dumnezeu este acela care se angajează să ne dea biruință, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Și mai este ceva foarte important, frați și surori. Contextul prieteniilor. Știți dumneavoastră că la un moment dat în cartea Proverbilor spune: cui place să se însoțească cu înțelepții o duce bine, dar cine se însoțește cu nebunii o duce rău. 1 Corinteni 15:33. Nu vă înșelați, preiubiții mei frați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Sunt oameni care au obiceiuri bune, dar în contextul tovărășiilor rele ajung să comită păcat. Și o spun în felul următor. Oamenii aceia cu care s-a însoțit David în plimbarea lui pe acoperișul palatului nu erau oameni duhovnicești. Nu erau oameni pocăiți. Pentru că din momentul în care David și-ar fi spus intenția lui: aduceți-mi femeia aceea pentru că vreau să păcătuiesc cu ea, cred că dacă era acolo prorocul Natan, n-ar fi îndrăznit David să facă asta. Cred că Natan l-ar fi mustrat pentru că era prorocul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu. Dar vedeți cât de mult contează oamenii care sunt împrejurul nostru? Pentru că spune Biblia la un moment dat că Amnon, fiul lui David, s-a îmbolnăvit de dragoste pentru sora lui. Și prietenul lui era, spune, Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David, un om șiret. Și un om șiret se uită la fiul împăratului și spune: pentru ce te usuși tu din zi în zi, fiul împăratului? Vreau să-ți fac binele. Și îi spune un plan de acțiune păcătos prin care omul acesta ajunge să moară. Pentru că, frați și surori, Dumnezeu pe noi ne așează în contextul acesta bisericesc, în care Pavel spune: urmăriți pacea, sfințirea și dragostea cu toți cei ce-l caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Eu nu am nevoie să mă întovărășesc cu cei de afară. Putem să avem relații economice, lucrăm afară, în societate, dar prietenul meu de afară, cu care mă duc la grătar, la iarbă verde, cu care poate merem într-o vacanță la o cabană, nu este un om de afară a poporului Dumnezeu, nu. Pentru că obiceiurile lui se vor transfera asupra mea și asupra familiei mele. Dar tovărășia mea este în casa lui Dumnezeu, împreună cu oamenii neprihăniți. De ce? Pentru că Biblia spune: vegheați unii asupra altora și prin vegherea aceasta păcatul este ținut la distanță. Doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Timpul a trecut și vreau să mă rezum la cuvintele acestea. Însă, frați și surori, aș vrea să înțelegem că păcatul nu are perdea, intră până în casa împăratului, intră, vrea să intre în casa păstorului, predicatului, prorocului, cântărețului și omului care stă pe banca adunării. Însă, păcatul trebuiește ținut afară. Și spune ceea ce spunea Dumnezeu lui Cain: dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Și să nu dăm prilej prin familiile noastre să intre păcatul și mai apoi să fim atenți la contextul prieteniilor. Și acum, pentru că vreau să închei într-o notă favorabilă, dacă cineva a căzut, a păcătuit, dacă cineva a ajuns jos și suferă durerea aceasta ca efect, copilașilor, avem la Tatăl un mijlocitor. Este Domnul Iisus Hristos, care poate să dea iertare până în ziua de astăzi, și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să sfințească tot poporul și să ne mântuiască El în numele Domnului Iisus. Amin.